Credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul. Sfințite stăpâne, spre cel ce vi se aduce înainte, pe preacucernicul și alesul între preoți Valentin, spre a se hirotesi cu un om stavrofor, pe seama bisericii cu hramul Sfântul Apostol Toma, din parohia Vladomira. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, cel ce pe toate cu înțelepciunele economisești și prin economia ta cea după trup ai lucrat mântuirea noastră, cel ce pe înțeleptul economi care bine ai economisit l-ai lăudat ca pe un stăpân al casei, binecuvintează și pe roaba ta aceasta, Irina Maria, și pe robul tău, preotul Valentin, spre a se face econom savofor, și îl puternicește și îl întărește pe dânsul ca în credință, înțelepciune și cu bună plăcere să-ți economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru ca astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucuria celor ce bine au întrebuința talanții, să scape de rușinea de care trebuie să fugă și de osânda slugii cele viclene care cu lenevire și-a îngropat talentul. Cu rugăciunile și soliile prea binecuvântate, stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare, cu ale Sfântului și întru tot răudatului apostol și biruitor mucenic Varnava și ale tuturor sfinților tăi, că s-a simțit și s-a proslăvit întru tot cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aminte. Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh te prohrisește pe tine, preacucernicule preot Valentin, iconom savrofor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Axios. Axios, axios. Dignus ies, dignus ies, dignus ies. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. În
înainte de a face încheierea slujbei, să continuăm cu mulțumirea pentru această lucrare. Părintele Valentin a primit prin rugăciunea liturgică rangul de iconos avrofor, un semn de binecuvântare și prețuire al Preasfințitului Părinte Teofan și câteva distinții de vrednicie pentru cei ce au fost alături, cel ce l-au însuflețit și cei cu care împreună lucrează în continuare spre slava lui Dumnezeu. Distinție de vrednicie Teofan prin harul lui Dumnezeu, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, urmând cuvântul Sfintei Scripturi care spune că în biserică sunt felurite slujiri, dar același Domn, și lucrările sunt felurite, dar același Dumnezeu care lucrează toate în toți, ne bucurăm când fii și fiicele bisericii noastre de slăvitoare mulțesc talanțe primiți în dar de la prea milostivul Dumnezeu, apărând credința ortodoxă și luptând pentru binele bisericii. Începem cu domnul primar Paul Nicolae Ivănuță, Sfântă Scriptură. Mulțumim și noi. Doamne, ajutați! Doamna preoteasă, doamna Irina Maria Mâncă, împreună la grijă, împreună și la bucurie, să fie sănătoși. Domnul Ciornei Radu, mulțumim, doamnă ajută. Familia Ionel și Catrina Agate. Așa, și se pregătește familia Nicolae și Elena Ungureanu. Haideți! Să vă ajute Bunul Dumnezeu! Hai să facem o fotografie. Așa. Bravo. Bine. Doamne ajută. Mulțumim. Familia Ungureanu, Nicolae și Elena. Mulțumim. Haideți să facem și o fotografie. Familia Constantin, domnul Constantin și doamna Simona Ionescu, Dan Constantin și doamna Simona Ionescu. Familia Ion și Veronica Ciobanu, se pregătește domnul Ștefan și Cătălina Stan. Invers. Așa, mai jos ca să vadă față. Doamne ajută să fiți binecuvântată. Ștefan și Cătălina Stan. Familia domnul Aurel Dascălu și domnul Vasile Dascălu. Doamna Rodica Apetroaie. Rodica Apetroaie și domnul Constantin și Cristina Marchidan. Să fiți binecuvântați. Constantin și Cristina Marchidan. Domnul Costică. Domnul Costică.
S-a pierdut. Am fost Domnul Valentin Radu și Ioana Iordache. Mulțumim. Doamne ajută să vă ajute Bunul Dumnezeu. Așa. Să te sănătoși, să vă respectați pe Domnul. Familia Valentin și Simona Gavril. Petru și Irina Friapcă. Friapcă. Ioan, așa. Așa, Doamne ajută să fii sănătoși. Mulțumim. De aici ați căzălut? Din Iași, bine. Ioan și Mihaela Bujor. Și Petru Oprea, domnul Petru Oprea. Facem încheierea și după aceea ce